Bună ziua, mă numesc Demian Cristian și vorbesc în numele unui colectiv de profesori de matematică care și-au propus să-ți ofere o alternativă reală la pregătirea examenelor naționale, a tezelor semestriale și a examenului de bacalaureat. De asemenea, lecțiile propuse de noi au scopul de a te ajuta în pregătirea ta zilnică și în rezolvarea temelor de matematică care uneori îți dau anumite bătăi de cap. Așadar, dacă ți-a rămas ceva neclar, intră pe www.profesorultau.ro unde vei găsi numeroase lecții video cu materia predată, însoțită de exemple. Avantajul tău este că poți înțelege o teoremă sau o demonstrație, poți să rezolvi probleme împreună cu noi și poți să le repezi ori de câte ori vrei. Profesorul tău este meditatorul tău personal, pe care poți accesa rapid, este ieftin și care îți va răspunde exact la întrebările tale. Iată câteva exemple. Bună ziua! Astăzi vom discuta despre logaritm și pentru început, haideți să dăm o definiție a logaritmului. Deci, definiția. Fie a și x două numere reale, cu a și x mai mari decât 0 și în plus a-ul diferit de 1, se numește logaritm sau logaritmul numărului x în baza a și se notează log a din x numărul real y, definit prin următoarea echivalență, că logaritm în baza a din x este egal cu y, dacă și numai dacă, a la puterea y este egal cu x. Bun. Acum, în această relație, care este practic definiția logaritmului, a-ul se numește bază, y se numește exponent, iar x-ul ar fi argumentul funcției logaritm. Funcție pe care o vom discuta puțin mai târziu. Ok. Pornind de la egalitatea că logaritmul în baza a din x este normal egal cu logaritmul în baza a din x și folosindu-mă de proprietatea de definiția logaritmului, va însemna că a la puterea logaritmul în baza a din x, deci practic a-ul la această putere, este egal cu x. Care această egalitate se mai numește identitatea fundamentală a logaritmului. Bun. Acestea fiind zise, haideți să vedem și câteva exerciții cu logaritm. Un prim exercițiu este să se calculeze un prim subpunct, de exemplu, logaritm în baza 3 din 27. Acest logaritm în baza 3 din 27 este egal cu 3, deoarece 3 la puterea a 3-a este egal cu 27. Încă o dată, folosindu-mă de definiția logaritmului. Un alt exercițiu, de exemplu, logaritm în baza 3 din radical din 1 pe 9. Acesta, practic, înseamnă logaritm în baza 3 din 1 pe 3. Pentru că radical din 1 pe 9 este 1 pe 3. Egal mai departe cu logaritm în baza 3 din 3 la minus 1, folosind numai proprietățile puterilor, ceea ce vom obține atunci valoarea minus 1, pentru că 3 la minus 1 este egal cu 3 la minus 1. Și un alt exemplu, logaritm în baza 3
din logarit în baza 2, din logarit în baza 9 din 81 este egal. Acest logarit are valoarea 2, pentru că 9 la 2 este 81. Și atunci exercițiul meu devine logaritm în baza 3 din logaritm în baza 2 din 2. Bun. Logaritm în baza 2 din 2, acest logaritm este egal cu 1, pentru că 2 la 1 dă valoarea 2. Atunci vom avea logaritm în baza 3 din 1, care acest logaritm este egal cu 0, pentru că 3 la puterea 0 este egal cu 1. Haideți să discutăm acum despre noțiunea de grup. Înainte de asta, haideți să vedem ce înseamnă un monoid. Pentru asta vom da o definiție. Definiție. Fie M o mulțime nevidă pe care avem definită legea de compoziție. Compoziție. Să spunem steluță. Se numește perechea M și legea steluță se numește monoid dacă două puncte, primul lucru este îndeplinit, respectiv legea steluță este asociativă, ceea ce am povestit puțin mai devreme. A doua cerință, pentru ca perechea M în raport cu legea steluță să fie monoid, este ca legea steluță să admită element neutru. Bun. Voi scrie aici o observație. Observație. Dacă legea steluță este în plus comutativă, atunci perechea M steluță sau monoidul M steluță este un monoid comutativ. Bun. Haideți să vedem acum definiția grupului și vom zice în felul următor. Fie G o mulțime nevidă, mulțime nevidă, pe care avem tot așa, avem definită o lege de compoziție, legea de compoziție. Spunem toți steluță. Perechea G steluță se numește grup dacă două puncte sunt îndeplinite următoarele condiții. Prima dintre ele, legea steluță este asociativă. B. Dacă legea steluță admite element neutru și în plus, față de condițiile pentru ca o pereche să se numească monoid, avem cea de-a treia condiție, ca orice element din G să fie simetrizabil față de operația steluță
sau față de legea steluță, pe mulțimea G. Mulțimea G. De asemenea, și în cazul grupului, voi face o mică observație. Dacă G și steluța este grup și în plus legea steluță este comutativă, deci mai îndeplinește în plus condiția ca legea mea să fie comutativă, atunci G în raport cu steluță îl vom numi grup comutativ, sau mai simplu grup abelian. Bun. Practic, o altă observație pe care o voi face este că o pereche este grup dacă, în primul rând, este monoid și, în plus, orice element din mulțimea mea este simetrizabil față de legea mea pe acea mulțime. Problema numărul 1 se consideră funcția f definită pe 0 infinit cu valori în R, dată prin legea f de x egal cu ln de x minus 2 supra 2 ori x minus 1 supra x plus 1. Prima cerință este să se calculeze f derivat. F derivat de x va însemna derivata lui ln de x minus 2 pe lângă x minus 1 supra x plus 1, care va însemna ln de x derivat este 1 pe x minus, aici vom aplica regulile de derivare f supra g și atunci vom avea odată 2 scoatem în față și va veni x minus 1 derivat x plus 1 minus x minus 1 ori x plus 1 derivat, totul supra x plus 1 la puterea a doua. Astfel, vom avea 1 pe x minus 2 ori x minus 1 derivat este 1 și atunci avem x plus 1. De asemenea, și x plus 1 derivat este tot 1 și atunci va rămâne minus x plus 1 supra x plus 1 totul la a doua. Adică 1 pe x minus 2 ori 2 supra x plus 1 totul la a doua. Adică 1 pe x minus 4 supra x plus 1 totul la a doua. Problema numărul 1 se consideră cele două matrici A și B, unde A este 1, 3, 0, minus 1, B este minus 3, minus 8, 1 și 3. Cea de-a doua cerință este să se calculeze determinantul sumei dintre I2 plus A plus A pătrat plus A la a treia plus A la a patra. Noi cunoaștem, conform subpunctului A, că A la a doua este matricea I2. Ceea ce înseamnă că A la a treia va însemna A ori I2, adică A, iar A la a patra este practic A la a doua totul la a doua, adică I2 totul la a doua, care este în continuare I2. Atunci, acest determinant dintre I2 plus A plus A la a doua plus A la a treia plus A la a patra devine practic determinantul dintre I2 plus A plus I2 plus A plus I2. Adică determinantul dintre 3I2 plus 2A, adică determinantul 3i2 înseamnă 3, 0, 0, 3 plus 2a care înseamnă 2, 6, 0, minus 2. Această sumă va da 5, 6, 0, și 1, care dacă facem determinantul acestei matrici, vom avea 5 minus 0, adică 5. Deci, cerința problemei noastre, determinantul acestei sume, are valoarea egală cu 5.